cauza voastră nu pot să stau eu de sărbători. Am luat contact în 2011 pentru prima dată cu niște adevăruri pe care nu le găseam în cărți. Și mulți tineri ca mine, care studiază alte domenii, nu au învățat despre ce s-a întâmplat în trecutul nostru recent și ca să protejăm repetitivitatea atrocităților în istorie, trebuie să ne cunoaștem istoria. Și atunci filmul acesta a venit ca un piedestal în fața uitării. De asemenea, a venit ca modalitate, în ghilimele, de a cicatriza dintre rănile celor care au suferit în perioada respectivă și nu și-au găsit nici măcar astăzi dreptatea.